Dragilor, bine v-am găsit la un nou vlog de bucătărie, pentru că în perioada asta ce facem mai bine decât să stăm acasă și să savurăm rețete absolut delicioase. Pentru că a venit primăvara și pentru că acum avem o nouă verdeață pe piață și anume leurda, eu vă propun astăzi un pesto absolut delicios cu leurdă. Bineînțeles, punem și busuioc și mai punem și pătrunjel. Cine spune că nu ne putem adapta rețetele după bunul nostru plac și, bineînțeles, după gustul nostru? Pentru că gătitul este o artă, iar arta este la interpretarea fiecăruia. Haideți să vă arăt ce avem nevoie pentru pesto cu leurdă! Pentru pestoul nostru cu leurdă, bineînțeles că avem nevoie de leurdă. Dacă nu știți cum arată, aceasta este leurda. Leurda are un gust de usturoi, de aceea nu vom pune foarte mult usturoi. Acesta este păstrat pentru a face un alt pesto mai târziu, dar vreau să vă arăt cum curăț usturoiul. Bun, aceasta este leurda și are gust de usturoi și este absolut minunată. Aici avem busuioc, pătrunjel, lămâie, parmezan, hop, și în loc de muguri de pin eu voi pune nucă. Sarea o vom ajusta în funcție de cât de sărat este parmezanul. Și mai avem nevoie de un instrument și anume de un robot de bucătărie. Am uitat să vă prezint legătura care va face toată treaba și anume uleiul de măsline. Ceva mai simplu decât pesto nu cred că există. Punem leurda, punem busuiocul și punem cam o legătură de pătrunjel, depinde de unde îl cumpărați și depinde ce și cât este la voi de mare legătura. Nucă. Și da, credeți-mă, este absolut minunat cu nucă în loc de muguri de pin, care sunt foarte greu de găsit. Și lămâie. Vă place ce instrument am pentru lămâie? Cantitățile sunt la plăcerea fiecăruia. Unuia poate îi place cu mai mult parmezan, unuia poate îi place cu mai multă lămâie. Eu îmi știu cantitățile, pun aproximativ zeama de la o jumătate de lămâie mică. Știu după ochi cât am pus. Pun în jur de 50-60 de grame de nucă și pun asta la cam 3 legături de verdeață. Mai întâi o să le mixez puțin pe ele, apoi o să încep să torn uleiul de măsline. Cred că o să turnăm în jur de 100-150 de mililitri. Depinde cât de gros sau cât de subțire îl vreți. Ați observat că nu am pus sare deocamdată, o să gust acum. Doamne, ce bunătate! Sinceră să fiu, eu aș mai adăuga și doi căței de usturoi. Dacă nu știți cum să curățați foarte rapid usturoiul, o să vă arăt o metodă inedită, un borcan. Și ia uitați, minune, punem 1 și 2, iar acum o să adaug și sare. Cam o linguriță rasă, zic eu că este de ajuns, voi gusta și voi vedea pe parcurs. Voi gusta cu altă linguriță. E perfect. Mm.
iar la frigider puteți să-l țineți până aproape de vreo 10 zile, pentru că nu are niciun fel de conservant și nimic chimic în el, este 100% natural, îl faceți voi în casă și puteți să-l mâncați în toate felurile în care doriți, pe paste, pe creveți sau chiar pe o ceafă, așa cum spuneam, este absolut delicios. Să aveți poftă și să-mi lăsați în comentarii dacă faceți și voi rețeta. Vă pup!